Cu 9 zile înainte să expire starea de urgență, Curtea Constituțională a decis că ordonanța prin care guvernul a mărit amenziile în ultima lună până la 20.000 de lei este neconstituțională. Decizia judecătorilor CCR nu anulează însă automat aceste sancțiuni date celor care nu au respectat prevederile ordonanțelor militare. Cei care le-au primit trebuie să le conteste în instanță. De la începutul stării de urgență au fost date peste 300.000 de amenzi în valoare de aproximativ 120 de milioane de euro. Avocatul poporului a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență, prin care amenziile pentru cei care ieșeau din case fără motiv au fost mărite până la 20.000 de lei. Ordonanța a fost emisă de guvern pe 26 martie și a intrat în vigoare pe 1 aprilie. Până atunci, amenziile erau mult mai mici, dar din acea zi, polițiștii au dat amenzi cuprinse între 2.000 și 20.000. Ordonanța prin care s-au stabilit amenziile acestea pentru perioada cât a durat starea de urgență, nu mai pot fi aplicate. Deci până când decizia se publică monitorul oficial, ei pot să aplice în continuare amenzi pentru că legea nu este încă desfințată. În fața Curții Constituționale, reprezentanta avocatului poporului a spus că această ordonanță încalcă principiul securității juridice, pentru că nu are avizul Consiliului Economic și Social. Avocatul poporului apreciază că ordonanța de urgență a guvernului, numărul 34 pe 2020, este neconstituțională în ansamblul său. Prin acest act normativ, legiuitorul delegat a inserat sancțiuni contravenționale complementare de o severitate fără precedent. De aceeași părere au fost și judecătorii CCR, numai că amenziile date de polițiști nu se anulează pe loc. Este nevoie ca oamenii să meargă în justiție și să ceară anularea lor, spun specialiștii. Ce se va întâmpla cu amenziile care au fost deja aplicate? Ele nu se anulează prin decizia Curții Constituționale. Oamenii care au contestat aceste amenzi vor avea șanse să fie anulate de justiție. Asta ar duce la un colaps în instanțe. De la începutul stării de urgență, în România au fost aplicate peste 300.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120 de milioane de euro. Cele mai multe dintre ele, din 1 aprilie și până acum, au fost date în baza acestei ordonanțe. Care ar fi soluția Ministerului de Interne a Guvernului acum? Să pune de acord ordonanța cu decizia Curții, asta e soluția. Să ne înțelegem dacă sunt prevăzute în alte legi, nu în ordonanța aceasta care a fost acum declarată neconstituțională. Deci celelalte amenzi la circulație, la toate câte sunt, alea rămân valabile. Asta înseamnă că polițiștii ar putea da acum amenziile din legea veche, cele aplicate înainte de 1 aprilie, care ajungeau la cel mult 5.000 de lei. Aceeași ordonanță de urgență le dădea mai multă putere polițiștilor pe timpul stării de urgență. Puteau să confiște bunurile folosite în comiterea contravenției, puteau pune sigilii pe altele și suspenda temporar unele activități. Cătălin Radu Tănase ni se alătură cu detalii. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Așadar, CCR a decis că neconstituționale sunt doar acele amenzi cu valoarea cuprinsă între 2.000 și 20.000 de lei care au fost date începând cu data de 1 aprilie prin ordonanța de urgență a Guvernului. Ordonanță de urgență dată ceva mai devreme pe 26 martie. Pe de altă parte, nu uitați un lucru important, că amenziile care au valoarea cuprinsă între 100 de lei și 5.000 de lei și care au fost date începând din 16 martie, odată cu instituirea stării de urgență în România până pe 1 aprilie, rămân perfect valabile. Trebuie spus un lucru și anume că amenziile care au fost deja plătite nu mai pot fi contestate, cu atât mai puțin anulate în instanță. Cei care vor să-și anuleze amenziile cele mari majorate în instanță pot să facă acest lucru, trebuie să deschidă un proces la judecătorie și au la dispoziție maximum 15 zile din momentul în care starea de urgență va fi ridicată. Pentru că vă readuc aminte, președintele Klaus Iohannis, prin decretul prin care instituia starea de urgență în România pe 16 martie a suspendat procesele civile. Așadar, ar trebui să aibă timp la dispoziție 15 zile, cam până pe 30 mai, să facă contestații în instanță. Până acum, statul român, așa cum ați auzit ceva mai devreme, a dat în jur de 310.000 de amenzi în valoare de 600.000 de lei noi, adică
120 de milioane de euro. Dacă facem un calcul simplu, vedem că valoarea medie a unei amenzi a fost undeva pe la 2000 de lei. Și nu uitați un lucru iarăși important, faptul că în continuare, chiar după ce decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare, poliția poate să dea în continuare amenzi numai că la baremul vechi, cel dintre 16 martie și 1 aprilie, adică cu valori cuprinse între 100 și 5000 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.